după așa de multe cântări frumoase, e destul de greu să te ridici, să predici. Însă mulțumim Domnului că prin harul și bunătatea Lui ne face parte de multe binecuvântări, printre care și cântările acestea frumoase de cor. Domnul să îi binecuvinteze pe coriști. Săptămâna aceasta m-am tot gândit, am avut și eu dilema mea, dacă să predic despre cântare, despre cor, ceva legat de evenimentul acesta, sau să continui cu seria de mesaje pe care am început-o. Și m-am lămurit mai mult dimineață, pentru că m-am gândit că dacă reținem un lucru legat de cântarea corului, dacă rețin atât coriștii, cât și noi ceilalți care facem parte din corul mare a bisericii, dacă reținem un lucru foarte bine, cred că e un câștig. Și eu am învățat dimineață că la întrebarea aceasta, ce să facem, trebuie să dăm un răspuns, să cântăm cu... Nu-i mult de dimineață, sunt doar câteva ore, să cântăm cu Duhul, dar și cu mintea. Mai multă înflăcărare, mai multă înțelepciune, mai multă pasiune în cântare, mai multă rațiune, dacă vreți, și cântare inspirată din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când căutăm ca să îl slujim pe Dumnezeu în felul acesta, Dumnezeu primește cântarea și Dumnezeu primește închinarea noastră. Binecuvântat să fie El în veci de veci. De aceea aș vrea să rețineți aspectul acesta, îl întărim în această dupămasă și eu vreau să merg mai departe aducând încă un mesaj din seria aceea de mesaje pe care am început-o, încet încet ne apropiem de final și pe care am intitulat-o Punct și de la capăt. Punct și de la capăt. Am plecat de la următoarea idee, de fapt exprimată și în Cuvântul lui Dumnezeu și prin Apostolul Iacov: toți greșim în multe feluri, spune Scriptura. Și ne-am uitat la niște oameni din Scriptură, oameni foarte cunoscuți, care și ei au greșit, dar au rămas pe paginile Scripturii ca un exemplu, ca niște oameni extraordinari, nu pentru greșelile lor, ci pentru că au fost în măsură să pună punct și să o ia de la capăt atunci când au greșit. Ne-am uitat la Moise, un om care a greșit încercând să facă bine. Cu elanul acela tineresc, a vrut să ajute la eliberarea poporului Israel din robia Egiptului și atunci a ales o metodă greșită. Intenția lui era bună, dar metoda era greșită. A avut de suferit și Dumnezeu l-a pregătit, a lucrat la viața lui și a venit un moment în care împreună cu Dumnezeu a luat-o de la capăt și Dumnezeu a binecuvântat ceea ce a făcut Moise și l-a folosit într-un mod extraordinar. Ne-am uitat și la David, un om care a greșit și a căzut, nu având intenții bune, ci datorită nevegherii. Cauzele greșelilor și a căderilor noastre pot să fie multiple. David a căzut pentru că nu a vegheat. Dumnezeu îl cercetează, se pocăiește, pune punct și o ia de la capăt împreună cu Dumnezeu. Am putea să ne uităm la mulți oameni în Scriptură și Petru, ucenicul Domnului Iisus Hristos, a avut o greșeală care a rămas acolo în CV-ul lui și toată lumea știe despre greșeala lui Petru. Dar n-a rămas acolo, a pus punct, a luat-o de la capăt și Dumnezeu a binecuvântat viața acestui om. Greșim, există greșeli pe care le facem în viață, uneori păcate pe care le facem, căderi pe care le pot experimenta anumite persoane, dar este foarte important că atunci când am greșit să nu rămânem acolo. Este foarte important ca greșelile să nu fie repetate în viață, să învățăm din ele și în felul acesta să putem să trăim o viață nouă. Spuneam duminica trecută că pentru a pune punct și a lua de la capăt, este important să facem câțiva pași.
cel pe care l-am explicat duminica trecută, are de-a face cu asumarea responsabilității. Atunci când ai greșit în viață, atunci când ai păcătuit sau când ai căzut într-un anumit domeniu, primul lucru pe care trebuie să faci este să-ți asumi responsabilitatea. Nu în natura noastră. Nu o descoperim în noi înșine. Noi încercăm să ne scuzăm, încercăm să aruncăm vina pe altcineva, încercăm să spunem că împrejurările ne-au fost nefavorabile, dar fără asumarea vinovăției, fără ca să-ți asumi responsabilitatea, nu poți să închei un anumit capitol din viața ta și să deschizi o nouă pagină. Este nevoie ca să pui punct, este nevoie ca să-ți asumi partea de greșeală și de vinovăție. Indiferent dacă e vorba de 5%, de 10%, poate alții au fost mai vinovați decât tine, nu contează, dar în dreptul tău este foarte important ca să îți asumi. Și în seara aceasta aș vrea să vă prezint cel de-al doilea pas, care cred că este foarte, foarte important. Pentru ca să putem să punem punct și să o luăm de la capăt, este important ca să ne asumăm partea noastră de greșeală, de vinovăție. Dar un lucru foarte important pe care ne-l arată Scriptura, este foarte important să ne schimbăm modul nostru de a gândi. Dacă nu ne schimbăm modul nostru de a gândi, atunci nu avem șansa unui nou început. Atunci vom cădea din nou și din nou și vom ajunge acolo unde am fost și poate ne vom duce mai jos. Aș vrea să vă uitați în Sfânta Scriptură la un pasaj cunoscut, unul din cele mai cunoscute pasaje, poate din Noul Testament, se află în Epistola către Romani, capitolul 12, două versete. Versetul 1 și versetul 2. Apostolul Pavel spune: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Acesta este îndemnul pe care îl dă Apostolul Pavel. Să-i aduci Domnului o jertfă vie, nu una moartă. Și să-i oferi Domnului ceva plăcut, o slujbă duhovnicească plăcută, pe care Dumnezeu să o primească bine. Dar cum? Spune versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu e nicio noutate, cred că atunci când spun că greșelile pe care le facem în viață au de-a face cu gândirea noastră. Știți care este una din cele mai cunoscute expresii rostite atunci când oamenii au făcut ceva greșit și atunci când privesc în urmă, expresii de genul: unde mi-a fost capul? Unde mi-a fost mintea? Ce-am gândit atunci? Sau de ce nu m-am gândit mai bine? Pentru că întotdeauna ceea ce facem are de-a face cu ceea ce gândim. Întotdeauna, înainte de a face ceva greșit, gândim ceva greșit. Și de aceea, pentru ca să punem punct și să o luăm de la capăt, și pentru ca să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut în viață, e foarte important să lucrăm la modul nostru de a gândi. De aceea mesajul este direct și simplu: schimbă-ți modul de a gândi. Este chemarea pe care o avem în Sfânta Scriptură. Pentru a ne convinge mai mult de adevărul acesta, vreau să parcurgem câteva afirmații care cred că ne vor fi de folos. Câteva adevăruri pe care trebuie să le cunoaștem și să le acceptăm. Ai făcut greșeli în viață pentru că ai gândit greșit. Aceasta este una din afirmațiile pe care trebuie să le cunoaștem foarte bine. Ai făcut greșeli pentru că ai gândit greșit. Nu există absolut nimic care să, doar atunci când încercăm să suprimăm oarecum gândirea noastră și spunem: nu m-am gândit. Dar întotdeauna o acțiune greșită are la bază o gândire greșită.
Sunt oameni care își investesc viața într-un anume domeniu pentru că ei consideră că e cel mai important lucru din viață. Pentru materialiști, da? Cel mai important lucru este să aduni cât mai mult. Pentru cei de dați plăcerilor, cel mai important lucru în viață este să experimentezi cât mai multe plăcere. Întotdeauna ceea ce facem noi are de-a face cu gândirea noastră. Și aici în versetul acesta, spuneam foarte cunoscut, Apostolul Pavel trage un semnal de alarmă. Nu un lucru filozofic, nu un lucru greu de descoperit, dar un lucru adevărat și foarte important. Noi, fiecare dintre noi, suntem influențați în modul nostru de a gândi de generația în care trăim noi. Suntem influențați la nivelul gândirii și dacă nu suntem atenți, poate nici nu realizăm lucrul acesta, dar suntem influențați la nivelul gândirii de generația în care trăim noi. De aceea, în prima parte a versetului 2, Apostolul Pavel spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune aveți grijă să nu vă lăsați duși de val. Aveți grijă să nu intrați în tiparele de gândire a generației voastre și în mod deosebit Apostolul Pavel sigur are în vedere faptul că atunci când vorbim de o generație, nu vorbim de o generație dedicată lui Dumnezeu. În general, oamenii care nu sunt preocupați de Dumnezeu, oamenii care nu sunt foarte interesați în voia lui Dumnezeu, sunt mai mulți decât ceilalți și ei oarecum dau tonul într-o anumită generație. Hristos vorbea despre o cale foarte largă și mulți sunt cei care merg pe ea. Ei sunt generația, ei sunt majoritari poate. Și Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acesteia. Poți să fii influențat foarte mult în gândire de generația în care trăiești. Și atunci când te lași influențat, atunci poți să faci multe greșeli. Știm, fiecare dintre noi, că de exemplu în generația noastră, foarte mulți oameni au probleme de relații. Foarte multe familii se confruntă cu tot felul de probleme. De ce? Pentru multe familii din generația noastră, modelele de viață sunt starurile de la Hollywood. Dar oamenii aceștia, cei mai mulți dintre ei sunt oameni a căror căsnicie nu durează mai mult de 3 luni, de 4 luni, de un an sau de câțiva ani. În marea lor majoritate. Și tu te uiți la televizor și tu îți alegi un model din lumea aceasta și după aceea te miri de ce experimentezi aceleași lucruri ca cei la care te uiți. Există un tipar de gândire a acestei lumi. Și noi putem să fim influențați de tiparul acesta de gândire. Pavel spune, ai grijă. Ai grijă, pentru că întotdeauna când faci ceva greșit, la bază este o gândire greșită. Nu vreau să dezvolt ideea aceasta, dar generația în care trăim noi este o generație care trăiește mai mult în termenii prezentului. Trăiește-ți clipa, astăzi, aici și acum, nu prea se gândesc la viitor, da? Să se gândească la veșnicie. Generația în care trăim noi, spuneam, o generație caracterizată de o gândire materialistă. Generația în care trăim noi este o generație caracterizată poate de o gândire senzuală și plăceri carnale și noi putem să fim influențați așa de repede și așa de ușor de tiparul de gândire a acestei generații în care trăim noi. Un al doilea adevăr care ne ajută, dacă îl cunoaștem, dacă îi dăm atenția cuvenită, ne ajută ca să schimbăm ceea ce trebuie schimbat la nivelul gândirii noastre. Dacă vrei să schimbi ceva în viață, trebuie să începi cu schimbarea gândirii. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. O altă traducere spune, nu vă conformați tiparilor de gândire a acestei lumi. Dacă gândești la fel ca cei din jurul tău, vei obține și tu
ceea ce obțin cei din jurul tău. Dar Pavel merge mai departe și spune, fiți transformați, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Începe de la transformarea gândirii. Cum încercăm să realizăm de foarte multe ori schimbările în viața noastră? Știți ce facem foarte mulți? Începem direct cu comportamentul nostru, fără ca să ne ocupăm cât ar trebui de gândirea noastră. Și avem momente în care cădem și avem momentele noastre de regret și venim și ne promitem nouă și poate îi promitem lui Dumnezeu și spunem, Doamne, de mâine viața mea este schimbată. Și hotărârea aceasta ne ține o zi, ne ține două zile, ne ține trei zile, ne ține o săptămână și poate peste două săptămâni ne-am întors exact acolo unde eram. De ce? Pentru că doar încercăm doar să lucrăm la exteriorul nostru, doar la comportamentul nostru și mai puțin la gândirea noastră. Și atunci când nu dăm atenția cuvenită gândirii, atunci când ea nu este pe primul loc, nu este punctul de plecare, dragii mei, așa de ușor este să falimentăm din nou și din nou. N-ai avut și tu momente în viața ta când ai promis Domnului, Doamne, de astăzi înainte, mă las de cutare lucru. Sau de astăzi înainte, încep să fac un anumit lucru care consider că este bun. Și după aceea ai constatat că nu te-ai ținut de el. Pentru că n-ai început de acolo, de la nivelul gândirii. Pentru ca să fii o persoană diferită, trebuie să încep de aici. Dar schimbarea tiparelor de gândire nu se face în mod automat. Și aș spune, schimbarea acestor tipare de gândire nu se face ușor și peste noapte. Ea este absolut esențială, dar nu se realizează de la sine. E nevoie de muncă, e nevoie, dacă vreți, de aportul nostru. Dacă ar fi să ne gândim la anumite sinonime, am putea să găsim foarte multe la expresia aceasta a Apostolului Pavel, să vă prefaceți prin schimbarea minții voastre, unul din sinonime ar putea fi restaurare. Dumnezeu vrea o restaurare a minții noastre. Să dăm la o parte ceea ce este vechi și să acceptăm noul mod de gândire pe care ne-l propune Dumnezeu. În urmă cu ceva timp, m-am apucat să restaurez un scaun foarte vechi. Și știți care a fost prima acțiune pe care a trebuit să o fac? Să iau o bucată de hârtie din aia abrazivă și să șlefuiesc, pentru ca lacul vechi de pe el să fie dat la o parte. Pentru că dacă încerci să pui ceva nou pe ceva vechi, noul va cădea cu vechiul acela care este dedesubt. Dumnezeu vrea o schimbare a tiparilor noastre de gândire. Dar nu putem așeza ceva nou peste ceea ce este vechi. Este nevoie ca Dumnezeu să restaureze mintea noastră, gândirea noastră, dar pentru aceasta vechiul trebuie dat la o parte. Cuvântul în limba greacă pe care îl folosește aici Apostolul Pavel este cuvântul metanoia, care înseamnă schimbare. Și ne duce cu gândul la procesul acela de metamorfoză, care n-are loc în mod instant, așa cum am vrea noi. Îi nevoie de timp, până când omida aceea se transformă într-un fluture frumos. Și aș mai spune ceva. Îi nevoie de o minune acolo, pentru că omida nu se poate transforma singură. Îi nevoie ca Dumnezeu să intervină cu puterea Lui, cu minunea aceasta a transformării, pentru ca să se facă lucrarea aceea de metamorfozare, pentru ca să existe o schimbare cu adevărat. La fel și în cazul schimbării minții. Este nevoie ca Dumnezeu să intervină într-un mod aparte. Și atunci, dragii mei, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Pe de o parte,
îi nevoie din partea noastră de dedicare, îi nevoie de răbdare pentru că necesită timp, îi nevoie de rugăciune pentru că numai Dumnezeu poate să producă în final minunea aceasta. Dar învățăm din istorie că Dumnezeu face astfel de minuni, de transformare acolo unde oamenii își doresc, acolo unde oamenii cer, acolo unde oamenii dovedesc perseverență, acolo unde există persoane care, într-adevăr, cer Domnului ca să le schimbe gândirea și cer Domnului ca după aceea, printr-o gândire schimbată, printr-o gândire transformată, Dumnezeu să lucreze la comportamentul lor și comportându-se într-un alt mod și trăind într-un alt mod, cu siguranță că și căderile vor fi evitate și viața va fi alta, o viață nouă, binecuvântată de Dumnezeu. Este nevoie de o schimbare la nivelul gândirii noastre. Dar schimbarea aceasta nu se produce de la sine. Schimbarea aceasta nu se întâmplă în mod automat. E nevoie să faci ceva. Și aici Apostolul Pavel ne sugerează ce trebuie să facem. Trebuie să știm că totul pleacă de la nivelul gândirii, că facem greșeli atunci când suntem, când gândim după un tipar greșit, că Dumnezeu vrea să schimbe tiparul acesta și noi trebuie să îi cerem, dar semnul unei vieți schimbate, a unei gândiri diferite, este interesul pe care cineva îl manifestă față de voia lui Dumnezeu. Față de voia lui Dumnezeu. Spune, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și desăvârșită. Observați contrastul pe care îl pune înaintea noastră Apostolul Pavel în versetul acesta. Pe de o parte, un tipar de gândire al lumii. Pe de cealaltă parte, un mod în care gândește Dumnezeu. Un tipar de gândire al lui Dumnezeu. Și Pavel spune, atâta vreme cât gândirea ta va merge după mersul lumii acesteia, vei greși și vei greși și vei cădea. Dar atunci când vei fi preocupat de voia lui Dumnezeu, atunci când voia lui Dumnezeu va deveni tot mai importantă pentru tine, atunci gândirea ta se va schimba și atunci viața ta va fi transformată și atunci drumul vieții tale va fi cu totul altul. Dar cum pot să-mi însușesc gândirea lui Dumnezeu? De unde știu că pentru mine cel mai important lucru în viață este voia lui Dumnezeu? De unde cunosc lucrul acesta? Dragii mei, nu putem decât să ne întoarcem la niște lucruri deosebit de simple, dar nu simpliste. La niște adevăruri de bază. Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu și dacă vrei ca tiparul tău de gândire să se schimbe și dacă vrei ca, în final, comportamentul să se schimbe și viața ta în întregime să se schimbe, știi ce trebuie să faci? Să investești în cunoașterea voii lui Dumnezeu. De aceea spuneam, trebuie să ne întoarcem la acest adevăr simplu. Citirea Scripturii. Tiparul tău de gândire se va schimba în măsura în care vei investi timp în citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Tiparul tău de gândire se va schimba în măsura în care vei petrece timp în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune, căutând fața lui Dumnezeu, căutând voia lui Dumnezeu. Tiparul tău de gândire se va schimba în măsura în care vei căuta părtășia cu oamenii lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu. Printr-o cântare, printr-un mesaj, printr-o mărturie, prin ceea ce se întâmplă în locul acesta. Prin participarea la un grup de părtășie, de studiu biblic, punând întrebări, căutând împreună cu alții răspuns în Scriptură, în felul acesta
se schimbă tiparul gândirii noastre. Investind în cuvânt, în relația cu Dumnezeu. Este foarte frumos să spunem, voia lui Dumnezeu este extraordinară. Dar vreau să te asigur de un lucru. Dacă îți petreci timpul în fața televizorului și nu în fața Scripturii, dacă ești preocupat de lucrurile lumii acesteia și nu-ți faci timp pentru ca să aprofundezi cuvântul lui Dumnezeu, oricât de mult ți-ai dorit lucrul acesta, tu nu vei gândi dumnezeiește, tu vei gândi lumește. Pentru că ceea ce intră în mintea ta, prin ferestrele acestea, prin ochi, prin urechi, cu ce te alimentezi, acela va fi rezultatul. E foarte important pentru ca să ne schimbăm modul de a gândi și pentru ca să nu mai gândim lumește, ci să gândim dumnezeiește, să îl căutăm pe Dumnezeu în orice mod posibil. Și atunci când mintea noastră se va umple de cuvântul lui Dumnezeu, și atunci când încet, încet din Scriptură descoperim voia lui Dumnezeu, dragii mei, vom începe să gândim ca Dumnezeu. Vom începe să iubim tot mai mult ceea ce iubește Dumnezeu. Vom vorbi tot mai mult așa cum ne vorbește Dumnezeu prin cuvânt. Și apoi ne vom comporta tot mai mult după modelul pe care îl avem în Dumnezeul nostru. Dacă lucrurile acestea de bază nu sunt o realitate, noi putem să învățăm foarte repede un limbaj religios, un comportament religios, să știm cum să ne comportăm în biserică, să știm care sunt lucrurile pe care trebuie să le spunem într-un anumit moment. Dar luni, marți, miercuri, până când venim din nou la biserică, viața noastră va fi total diferită. Poate nu se va vedea nicio diferență între cei care poartă un nume și cei care nu pretind că merg pe urmele Domnului Iisus Hristos. Schimbarea de gândire trebuie să fie evidentă. Eu nu pledez pentru a fi niște oameni separați de lumea aceasta, oameni care oarecum pot fi priviți ca niște excentrici pentru că ei nu cunosc pulsul lumii în care trăiesc, dar, dragii mei, trebuie să recunoaștem că prea multă dorință de apropiere de tiparul de gândire a acestei lumi. În loc să experimentăm dorința aceasta de a trăi o viață mai aproape de gândirea dumnezeiască și de modelul pe care îl avem în Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care a venit ca să ne fie model suprem în a trăi viața. Cred că în această seară fiecare dintre noi trebuie să privim la propria noastră viață. Să privim la greșelile și la căderile noastre. La păcatele din viața noastră. Și aș vrea să te întreb în această seară, cum arată viața ta? Te întorci din nou și din nou la aceleași căderi? Promiți că vei vorbi frumos și după aceea iar vorbești urât? Promiți că nu te vei mai enerva? Și iarăși cazi și te faci de râs uneori chiar în fața altora pentru că n-ai putut să te controlezi, spui tu, pentru că au fost lucruri care n-au mai fost sub controlul tău. Totul pleacă de la nivelul gândirii noastre, de la tiparele de gândire. Și tiparele de gândire se formează prin ceea ce punem noi în mintea noastră, în viața de fiecare zi. Dacă peste săptămână îți trăiești viața după tiparul de gândire a acestei lumi, nu te aștepta ca să trăiești o minune și la sfârșit de săptămână să fii cea mai spirituală persoană, pentru că nu funcționează lucrul acesta. E un proces, o lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu o face și o minune pe care Duhul lui Dumnezeu o realizează în viața celor care doresc, celor care o cer, celor care sunt gata să dea dovadă de perseverență. Există ceva în viața ta, un domeniu în care te lupți? Ai avut experiențe de genul acesta când ai spus, Doamne, de mâine aș vrea să fie altfel. Și tot acolo ești și nimic nu s-a schimbat. Caută să lucrezi la tiparele gândirii și formează-ți tiparele gândirii prin prisma cuvântului lui Dumnezeu și a unei relații sănătoase cu Dumnezeu.
Dacă ești robit de un anumit lucru, dacă ești robit de un anumit păcat, dacă sunt lucruri care te țin oarecum acolo înlănțuit, ai avut momentele tale când poate chiar ți-a părut rău și ai plâns și ai spus, Doamne, ajută-mă, vino din nou în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu. Poate unul din lucrurile care le-ai putea face în plus și ar fi foarte important să-l faci în plus. Dacă vrei să iei o hotărâre, Doamne, vreau să pun punct și să o iau de la capăt, să știi că în jurul tău sunt oameni care te pot ajuta. E foarte important să mărturisești dorința aceasta cuiva. E foarte important să o împărtășești cu o anumită persoană, cu păstor, cu cineva din familie, cu un om de calibru spiritual în care ai încredere, indiferent care ar fi problema cu care te lupți, dar să vii și să spui, am nevoie de sprijin în rugăciune, am nevoie să mă mai întreb din când în când dacă am rămas lângă hotărârea pe care am luat-o, să mă întreb cu ce-mi umplu mintea, să mă întreb cu ce-mi umplu timpul, pentru că doar atunci vom putea ca să fim biruitori în lupta pe care o ducem în fiecare zi. Poate că ați auzit mărturii în care oamenii vin, poate fără ca să prezinte toate detaliile, Domnul a schimbat viața într-o secundă, avem noi impresia. Cele mai numeroase cazuri nu sunt de genul acesta. Sunt oameni în a căror viață Dumnezeu lucrează în timp și ei dau dovadă de credincioșie și atunci când au căzut, au puterea să vină înaintea lui Dumnezeu să pună punct și să o ia de la capăt. Îndrăznește să vină înaintea Domnului. Asumă-ți partea ta de vinovăție atunci când ai greșit și caută în prezența lui Dumnezeu o schimbare a tiparului de gândire care după aceea va duce la o schimbare de comportament. Amin.